Multe persoane, adulți și copii se confruntă cu răul de mișcare. Greața și senzația de amețeală specifice pentru răul de mișcare îți pot strica vacanța, așa că îți vor prinde bine câteva remedii naturiste pe care să le folosești atunci când mergi cu mașina sau cu alte mijloace de transport. Iată ce poți face pentru a preveni, dar și pentru a trata acest așa-numit rău de mașină. Medicamentele antivomitive sau împotriva răului de mișcare pot avea reacții nedorite, precum somnolența acută. Poți folosi însă și remedii naturiste pentru când ai rău de mașină, care previn sau calmează simptomele răului de mișcare, fără să aibă efecte adverse. Rădăcina de ghimbir favorizează digestia, iar un studiu mai vechi apărut în Jurnalul American de Afecțiuni Gastrointestinale a confirmat eficiența ghimbirului în ceea ce privește greața și vărsăturile. Poți consuma înainte de a pleca în călătorie un ceai de ghimbir care va Reduce riscul de rău de mașină Dacă ghimbirul are o aromă prea puternică Pentru tine, îl poți înlocui cu menta Un ceai de mentă va calma stomacul Și va estompa greața Ceaiul de mușețel are proprietăți calmante Și poate ajuta la relaxarea sistemului digestiv Reducând astfel simptomele răului de mișcare Pentru a prepara un ceai de mușețel Pun o linguriță de planta uscată În 250 de ml de apă clocotită Și lasă la infuzat 15 minute Acoperi în vasul Apoi strecoară și bea ceaiul călduț Anumite medicamente antiemetice, cum ar fi metrocopramidul sau preometazina, pot fi utilizate pentru tratarea simptomelor răului de mișcare. Aceste medicamente acționează prin blocarea receptorilor de dopamină și pot reduce greața și vărsăturile asociate cu răul de mișcare. Să te confrunți cu răul de mișcare de mașină poate fi extrem de neplăcut, însă cu câte te mai tare că nu o să-ți fie bine, cu atât riscul ca aceasta să apară este mai mare. Îngordarea și anxietatea provoacă aciditate la stomac și te fac să respiri mai alert. Atât aciditatea activitatea stomacului cât și respirația accelerată accentuează răul de mișcare, așa că mai degrabă a încerca să te relaxezi. Recomandarea noastră este ca înainte de a utiliza orice remedii naturale sau medicamente pentru răul de mișcare să te sfătuiești cu medicul de familie sau cu medicul curent, dacă ești în tratament pentru diverse afecțiuni, relatează doc.ro.